Jurnalistul Ovidiu Hanesian a pus pe hârtie istoria răpirii din Irak, pe care a trăit-o ca prizonier. Anatomia unei diversiuni, 10 ani de la răpirea din Irak, este titlul sub care a fost expus episodul petrecut în urmă cu un deceniu. Ovidiu Hanesian a fost sechestrat alături de alți doi jurnaliști români timp de 2 luni. În schimbul eliberării, răpitorii cereau la vremea respectivă retragerea trupelor României din Irak. Ulterior au fost deschise mai multe dosare penale, unele dintre informații fiind secretizate. Jurnalistul a încercat în tot acest timp să afle și să prezinte dedesubturile răpirii. Volumul va fi lansat și la Târgu Jiu în perioada următoare.